Salutare, prieteni! Astăzi este a doua zi de când am început la această bucătărie. Am dat strop pe toți pereții, roată, și acum vreau să vă arăt cum o să pontăm pereții. Folosim șine din acestea de ghidaj și ne folosim un laser. Am prins aici un suport metalic în perete. Iar cu laserul venim direct pe suport, are prindere magnetică, după care o să reglăm și alegem grosimea tencuierii. Ăla trebuie să fie de minim 2 cm jumate pentru a întări puțin peretele. Verificăm cu ruleta. Avem locul unde tencuirea este de 2 cm jumate, 3. Aici avem 1 cm jumate, jos suntem pe piele, iar aici avem o burtă unde cred că avem vreo 4 cm de tencuit. O să mai reglăm puțin laserul, cred că o să trebuiască puțin mai gros, pentru că peretele este foarte strâng. Uitați, aici este pe piele. Avem unele lucruri unde laserul freacă și aici, de exemplu, avem 4 cm jumate, aproape 5. În timp, continuăm probleme pentru că peretele nu este drept. Aici avem undeva la 2. Cam asta este. Acum o să ne apucăm de pontat. După ce am verificat peretele și am pus laserul pe el, acum urmează să prindem șinele de ghidaj. O să punem material. Încărcăm material până când raza de laser se vede de material. Acum fixăm șina, o băgăm în material. Nu o împingem de pe. Acum e cazul, mai dăm puțin la treia.
Și acum o să o fixăm la gard. Să atingem cu dreptarul. Peșina de ghidaj. Acum este caz mai tragem de ea puțin, mai văzăm atâta cu ea, până o reglăm să fie cât mai drept în laser. Cum e aici, mai tragem de ea puțin. Asta este. Acum, am uitat să vă precizez, ia, vină mai spate, începem cu colțurile camerei, facem acolo, aici un stâlp și pe urmă venim în ce mai aproape de laser. Dacă am începe invers, fanta de laser ar putea să nu treacă peste stâlpii aceștia frinii și nu o să mai putem să le facem pe din spate. Așa procedăm la fiecare stâlpișor. Mergem mult mai bine cu șinele de ghidaj, pentru că dacă o să facem stâlpi clasic, cum se făceau din material, cu marpă, a doua zi să tragem pe ei, se mănâncă, se jupoaie de material când tragem cu treptarul și când ce intrăm în tencuială, asta rămâne perfect drept. Am terminat peretele de contact. Vino să arăți aici, te rog. Așa trebuie să apară fanta de laser. Să bată pe toți stâlpii, ca și aici. Și m-a testat o apă. Aici avem undeva la 5 cm grosime. Iar aici 1 cm. Așa a fost peretele de strâmb. Fanta de laser trebuie să treacă pe piți stâlpii, să nu se oprească în stâlp. Acum o să mut laser pe peretele cu fereastra și fanta și pe acesta. Am puntat 3 pereți. Așa trebuie să vadă fanta în laser, să bată pe toți stâlpii. Acolo la fereastră am făcut 2 lângă fereastră și 2 în colț. Mai urmează să fac peretele acesta, să-l pontez. După care o să încerc să mai tencuiesc, să mai încarc între ei, dar cu atenție, pentru că acum ei sunt puțin moi și nu vreau să-i deranjez. O să dau decât foarte puțin, dar după masă, încât să mai încarc până zonele acestea unde am, cred că am 5 cm. Pe urmă o să scoatem și dozele la fața, la perete. Eventual, să vedem pe parcurs, s-ar putea să mai bat niște rapiță între ele. Pe unde este gros, între stâlpi aici, pentru că aș vrea să nu risc să se cojească, să se desfacă după pereți.
Dozele o să le prind cu super gips, cu ungle de pastă de îmbinare. Mai bun ca ipsusul, pentru că ipsusul nu prea îți dă voie să le lucrezi încet. Se întărește foarte repede. O să le pun la laser pe toate. Toate dozele le trag la față, iar pe urmă te încuiesc între stâlpi. Am apucat să dau și, cum am zis, prima mână între stâlpi, pentru a mai încărca pe gros. Totul tot avem undeva la 5 cm grosime. Prin cap a făcut ceva în două etape. Prima mână o dau acum, a doua mână după două zile, ca să se auzice. Altfel o puncare după pereți. Așa cum vedeți. Tot detalii pe jos, strângem, băgăm în betoniera, mai adăugăm un pivat și dăm iar pe pereți. Nu să fie prea mult cu mine. Așa o umple. Cum v-am spus, am ajuns și cu ăsta. Bun, acum cu dreptarul tragem să nu iasă în afara stâlpilor. E, filmează mai aproape aici. Scoatem bucăreata. O fac cu mistria, mai fixăm puțin. Să fim sigur că tencuiala aceasta nu este mai groasă decât stâlpii. După ce am făcut așa, am decis să facem niște zgrieturi ca aici, pentru a face priză a doua mână mai bine. Și facem așa. Iar la sfârșit, după ce facem treaba asta, mai tragem o altă dreptarul, să fim siguri că nu mai a rămas nicio imperfecțiune ca să ne deranjeze la dreptar, în așa fel încât să întărească și pe urmă să avem probleme la a doua mână când o să tragem cu dreptarul. Așa facem toți peretele. În momentul când o să dăm a doua mână, o să aplicăm a doua mână, cu siguranță o să facă priză mult mai bine, pentru că intră în aceste zgârieturi. Dacă lăsăm așa cum era din tencuială, nu prea prindea cum trebuie. Nu contează modelul, nu trebuie să fie simetric. Nu ar să fie niște zgârieturi oarecare în așa fel încât să trebuie să prindă mai bine. Cum este și aici? Pe urmă o să luăm pe care. La a doua mână a rămas maxim 1 cm, cred. Avem locul unde a rămas și 1 cm, dar cu siguranță o să iasă bine. Dacă vă place acest canal, nu uitați să vă abonați. În secțiunea de comentarii v-aș cu cea mai mare plăcere pentru a vă răspunde la diferite întrebări. Și până data viitoare, numai bine, la revedere!